ne vom trezi peste câțiva ani din nou cu performanța necunoscută în fermele dumneavoastră și mai mult decât atât. Eu am vorbit și domnul președinte Valeriu Vitine pe chestiunea asta. Noi avem o mare problemă. Când reușim un pic să ridicăm capul, să ne dezvoltăm fermele noastre, apare o boală. Imediat cineva ne introduce o boală în țară. Are boală cu noi, da? Și atunci, te întreb, cum putem noi contracara o chestiune de genul acesta? Și o să mă opresc la Screpi. Și vă amintiți că v-am spus aici, sunt gata să închei un contract cu Arabia Saudită, strict pe rasa Caracol de Lopășani, să dăm carne, animale în viu, practic, către Arabia Saudită. La 3-4 zile, sigur, a apărut știrea și la 3-4 zile ne-am trezit cu Screpi în 3 comune din județul Botoșani. Noi n-aveam nicio posibilitate să contracarăm sau să spunem că nu există, nu există acea boală. Această boală, să știți că nu are antidot la lume. Iar singura soluție pe care o avem de acum încolo, și am propus-o domnului președinte și o să o propun și la Ministerul Agriculturii, respectiv Autoritatea Sanitară Veterinară, să fie aceea de a susține financiar eradicarea acestei, să spunem, acestei boli prin intrarea într-un program de susținere și de a rămâne la păsire acele animale rezistente la scrip. Și anume, prin genotipare. Noi nu ne permitem să genotipăm toate animalele din țară, la specia ovină. Dar putem să luăm în calcul animalele din registrul genealogic pe care le aveți dumneavoastră, putem controla pe etape, în prima fază genotipăm masculii, după aia genotipăm femeile și care, în condițiile în care cineva îndrăznește să ne spună că avem screpie, putem sta cu un buletin de analiză, care să ne spunem așa, domnilor, în România sau în Botoșani sau în regiunea Moldovei, 80% din animalele existente, conform buletinului de analize, au rezistență la scrip. Avem cazul de la Iași, domnul inginer este aici, știe foarte bine din ce a trecut, demonstrează la toată lumea acum că prin genotiparea care a făcut-o, a reușit să demonstreze la toți că deja deține 90% animale în fermă rezistente la scrip. Altfel, dacă nu erau ei hotărâți, le decima nucleul și nu un nucleu întâmplător, aflat în controlul producțiilor și în registrul genealogic, de culoare maro, care ați văzut în statistici, avem un efectiv mult mai mic față de celelalte din culoare. Prin urmare, trebuie să menținem în continuare, să trecem pe aceste măsuri, în așa fel încât să ne protejăm animalele. Nu mai vorbim.